sună. Dar nu sună recreația. Sună creația, nu recreația. Deci... Sună pentru creație, mă, nu de recreație. Care vă spun că în țara asta, în care deasupra noastră stă Enescu și Conu Caragiale, trebuie să vă mai prezinte încă un personaj al uitatei epoci de aur. Atenție, domnul general! Stimați domn general! Clopoțelul sumă creația. Am onoarea să vă prezint pe un fost ministru al finanțelor. În epoca, unii spune trista amintire, eu spun în epoca glorioasă a unei României adevărate, în care România s-a construit și a ieșit din epoca medievală, pe domnul Florea Dumitrescu, fost ministru de finanțe. Această carte este un adevărat program politic. Da, este. Eu mă angajez cu oameni care îi cunosc să sponsorizăm, să facem o nouă ediție, pentru că cu mare plăcere. E o carte de căpătrii. Cu mare plăcere. Domnia sa spune că din 2012 nu mai există să-i pui dată, trebuie neapărat această carte scoasă, contra tuturor geloșilor, proștilor și idioților. Da. Eu program politic. Eu program politic. Program politic. Bine, și, domnul Fără. 10 secunde. Dacă ați înțeles mesajul de atunci, pentru care i-a fost prin ordin spasă din Biblioteca Eminescu și Zadobeanu, o să găsiți ordinul scris ca atare, pentru ultimul capitol, care se numește Globalizare, Continentalizare, Idiotizare, Mutilarea Identităților, această carte România Moluscă e o provocare pentru toți, pentru a produce revertebrarea. Domnul general, la prima meditare facem un element special. Revertebrare. Da, corect. Domnul, vă rog. Auzi? Domnul general, vă rog. Vreau să vă spun că când veneam în această seară la această întâlnire, mi-am adus aminte de o piesă pe care am văzut-o când veneam la liceu comercial din Turma Burele. Piesa se numește Omul... Da. Piesa se numește Omul care a văzut moartea. Da. Eu am văzut această piesă de, prezentată de un colectiv de la liceu comercial din Turnu Măgurele, în care făcea parte și Dumitru Popescu, care a fost mare în... Dumitru Popescu Dumnezeu. Da, așa. Da. Da. Și Palma. Da. Eu le-am editat. Exact. Așa. Și am vrut să vă spun că eu am văzut această piesă, iar vreau în această seară a zălut un om care a schimbat România, care a schimbat lumea. Cum? Am spus la mai multă lume această chestiune și m-am întrebat cum. Pentru că eu am contribuit la industrializarea României. România era o țară agricolă. Era o țară înapoiată. Hitler, când a pornit războiul împotriva Uniunii Sovietice, a spus așa. A scris în jurul lui toți colaboratorii și a zis așa. Deci, am pornit un mare război împreună cu România. România, zice, este o țară care se ocupă de cultura pământului. Noi ne ocupăm de industrie. Și România ar face o mare greșeală dacă ar face industrializare. Și v-a spus această paranteză ca să vă spun de ce am insistat eu la Ceaușescu să facem industrializarea țării, pentru că fără industrializare suntem la pământ, nu suntem nimic. Și Ceaușescu a înțeles. Când m-a numit ministrul finanțelor, m-a chemat și mi-a spus, zice, te-am numit ministrul finanțelor pentru că am văzut că ai relații pe tot mapamondul și vreau să facem rost de bani, să facem industrializarea țării. Și eu îi spun, zic, primul lucru, uite, eu sunt în caier la Comisia Financiară și acolo sunt împreună cu toți miniștrii de finanțe din lagărul socialist. Dar nu a spus lagăr. Mă iertați.
Sistemul, nu, chiar așa a spus Ceaușescu, Lagăr. El a zis. Ah, el a zis? Lagăr sau Ceaușescu? Nu, ferește. Nu cred, dar mă rog. Și a zis, eu zic, mă duc acolo, avem două bănci acolo, Banca de Cooperare Economică și Banca de Investiții. Mă duc acolo și fac unul de niște bani. Și zice, te duci să-mi aduci 3 milioane de dolari. Am plecat la Moscova și când am ajuns acolo, m-am întâlnit cu președinții celor două bănci. Și spun, uite, am venit aici la voi, să-mi dați 3 milioane de dolari pentru că vrem să facem o mare acțiune în România, să modernizăm niște întreprinderi. Și cei doi președinți îi spun, zice, dumneata e, zice, în Comisia Financiară a Caierului. Da, da. Și dumneata știi câți bani avem noi? Noi avem bani buni, dar nu în dolari, în ruble transferabile. Rubla transferabilă e o monedă de cont. Nu era dolar ca să mă duc cu ei, vezi să cumpăr mașini și utilaje. Și zice, nu puteți să-ți dăm niciun dolar. Avem și o sumă mică pe care o folosim pentru anumite cheltuieli mărunte ale Caierului și ale Comisiei. Și am venit Sfântul lui Ceaușescu, zice, câți bani ai avut? Niciun dolar. De ce? Pentru că ei zic, nu au dolar, ei au rubre transferabile. Nu ne trebuie rubre transferabile, nu ne trebuie dolari să mergem în vest să cumpărăm mașini, utilaje, și mai departe. Și zice, foarte bine. Nu te-a dat, nu te-a dat. Dar ce facem? Și zic, singura soluție ca să facem rost de bani, zic, să facem, să te vedim membrii la Fondul Monetar și la Banca Mondială. Și el spune, eu nu-i cunosc pe ăștia așa bine, nu cunosc mecanismele lor, nu știu dacă să mergem acolo. Dar zice, te rog să-mi dai o documentare. Și am făcut o documentare. I-am făcut o documentare de vreo 200 de pagini, împreună cu alte ministere și instituții centrale și mă duc și dau materialul. Și el spune, zice, nu putem să facem un pas înainte pentru că trebuie să luăm aprobarea organelor de conducere ale țării. Și zice, din aceste organe, guvernul este primul organ, zice, face parte Maurer. Să chemăm pe Maurer, că dacă Maurer e cu noi, zice, putem să mergem mai ușor înainte. Și eu zic, poftiți. Și cheamă pe Maurer. Și vine Maurer în birou la el și spune, de ce m-ați chemat? Zice, Nicule, de ce m-ai chemat? Și el îi spune, măi, iar ce te-am chemat, pentru că sunt aici cu Ministrul Finanțelor, și discutăm o problemă de viitorul țării. Adică cum? Păi vrem să ne intrăm la Fondul Monetar și la Banca Mondială. Și spune, uite, am făcut aici un material și dăm materialul. Vreau să fac această paranteză ca să vedeți cine a fost Ion George Maurer, primul ministru al României în vremea aia. Și îi dăm materialul și în timp ce Maurer îl răspăiește, eu discutam cu el alte probleme. Și la un moment dat, Maurer spune, l-am citit. Și Ceaușescu îi spune, zice, și ce părere ai? Zice, dom'le, ai în față, zice, un material pe care nu l-ai avut până în prezent. Adică cum? E un material care schimbă România și cât a zis că schimbă România și au zis cu acele lucruri așa. Zice, dom'le, e foarte important. Și schimbă lumea, îi spune Maurer lui. Și Ceaușescu zice, atunci, dacă tu îl însușești, putem să-l discutăm în biroul politic. Și convoacă biroul politic pentru săptămâna viitoare și după această chestiune, mă rog, s-a aprobat și Ceaușescu zice, tu ai venit cu propunerea, tu să ne ocupi să discuți cu Fondul Monetar și cu Banca Mondială cum să intrăm acolo. Noi eram membri în Caier și vreau să vă spun în legătură cu chestiunea asta, o apreciere făcută nu de un român, făcută de London School. O școală de mare prestigiu în Anglia. M-am întâlnit, în anul trecut, fac o paranteză acum, m-am întâlnit cu o delegație de cercetători de la London School și zice, era un profesor și mai mult doctorant. Și spune, zice, domnul Florea, zice, noi am venit să discutăm cu dumneavoastră, că am auzit că dumneavoastră ai lucrat cu Ceaușescu. Prima întrebare care mi-a pus-o, câți ani ai lucrat cu Ceaușescu? Zic, 10 ani. Și cum, 10 ani de zile și mai stai în picioare? Păi da, păi de ce? Păi zic, am avut confruntări multe cu el, dar l-am convins și el a fost de acord cu ceea ce i-am spus eu și a făcut ceea ce i-am spus și a ieșit bine. Și zice, domnule, ce vreau să vă spun așa, că noi am cercetat aici la London School multe țări și din toate țările astea, zice, am ajuns la concluzia că România este țara care a marcat secolul 20 cu mai multe momente epocale. Nu găsim o țară care a făcut acest lucru în secolul 20. România a marcat acest secol cu lucruri foarte importante
Și eu zic, care sunt alea? Păi zice, voi ați făcut industrializarea țării. Și industrializarea țării, zice, am făcut și noi industrializarea și alte țări. Toate țările astea și noi am făcut-o în câteva secole. Voi ați făcut-o în câteva decenii. Anii 60, 70, 80, 90. Vreau să le spuneți cum ați făcut această industrializare. Și asta e una. A doua chestiune, zice, voi ați fost prima țară, zice, din lagărul socialist, care zice, n-ați ieșit de acolo. Fiind membri acolo, v-ați dus și ați făcut, ați aderat la Fondul Monetar, la Banca Mondială. Sunteți prima țară. Nimeni n-a avut, mai avut acest curaj. Domnul ministru. Da. Pentru că orile sunt întârziate, da. Vreau să vă pun o singură întrebare. Da. Spuneți-mi, după ce s-a făcut această industrializare, da, forțată, poporul a suferit, destul, aveam frig în casă, eram nenorociți. Așa. Spuneți-mi, ce l-a împiedicat pe Ceaușescu sau cine l-a împiedicat, nu? Să dea drumul libertății de expresie, vieții sociale și așa mai departe. Nu mă întrebați asta. De ce nu s-a întâmplat lucrul ăsta? Nu mă întrebați dacă eram eu în locul lui, făceam asta. El n-a făcut-o. Sau nu mai erați în puterea de a-l influența, de a-i spune ceva. Nu. Aveam și o anumită limită, nu puteam să-l spun. Marcel, răspunsul ăsta ți-l pot da eu. Vă rog, domnul general. Îți dau răspunsul. Vă rog. Să nu uiți că Ceaușescu era un om care, pentru el, avea rădăcină de țărat. Uh-huh. Da, bun. Deci a se reține. Orizontul lui se oprea la marginea primului deal de dincolo de cea, o lecuță de pădure. Iar obediența țărănească și a întregului popor român a fost aceea de a asculta de vodă, de rege, de președinte, și a-l duce pe calea cea bună. Cele trei cercuri din jurul lui, dintre care cercul 2 a fost alocent, cercul 1 de fațadă, văd că se derobează mulți din fosta securitate, l-au obligat să ia acele decizii nefaste. Exact, exact. Da. Pentru că, din 1978, îți vorbești în opțiune de informație. Da, domnule. Din 1978, odată cu trădarea lui Pacepa, s-a produs marea închistare. Spaima lui Ceaușescu, dar nu fi trădat de oricare dintre ei. Primul ordin pe care l-a dat Ceaușescu la sfârșitul 1978 a fost aceea de a-i se supraveghea soția și copiii. Al doilea ordin a fost aceea de a fi supravegheată toată armata. Și al treilea ordin operativ a fost aceea de a schimba întreaga structură a direcției a 5-a pază demnitar și să nu se mai asigure niciun fel de pază la alți demnitari decât la el. Acum să se explic ce înseamnă mintea celuia, adică care are moșie țărănească și nu și-o poate apăra de invadatori. Mentalul lui minim țărănesc a fost să-și apere moșia. Efectele acestui sistem de gândire s-au produs în lichidarea drepturilor de expresie la nivel individ. Dar eu te duc puțin mai înapoi. Până în 74, când și-a pus coroana de președinte. Nu uitați! Cele mai mari galburi și bancuri și panorame despre societatea românească erau făcute la televiziune noastre, la teatrul noastre, liber, consimțit. Să nu uitați mai încolo pe dreapta, pe Victoriei, apăruse restaurantul Minion la liber. Adică am trăit o perioadă de 8 ani iluminismul românesc până s-a produs ce? Insența exterioară, spunând cum e posibil ca românii să fie atât de răsfrătiți și să încalce ideologia. În 1978, odată cu plecarea lui Pacepa, s-a activat de plin și aici, ce-a zis? Unitatea 110 anti-KGB, greșit, nu era anti-KGB, era antisistem socialist. Știați asta? Unitatea 110 a fost unitatea antisistem socialist și apărau prin ceea ce făceau ei de toate mixtiunile ideologice pentru a mai reduce
din opresiunea ideologică. România a avut cea mai cumplită opresiune ideologică a lui el unul. Am înțeles, am explicat de ce a făcut Ceaușescu asta. Domnul director de iar toți cei care au fost în jurul lui, CPS-ul și Marii, ne-au convenit să spună și să-l cumpe pe ambele buci ca să fie beneficiare agoniselei ilicite de la președintele CAP până la marele miniștri cumpărător de mine. Domnul general, mulțumesc! Bravo! Foarte bun! Bravo! Bravo! Bravo. Da, 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 domnul ministru, spuneți. Să continuăm, domnul ministru, vă rog. Pentru a lua cuvântul domnului general... Iertați-mă, am vrut să vă susțin. Da, domnul. Vreau să vă informez că împreună cu domnul general și alții specialiști din această țară, suntem în curs să elaborăm un proiect care să arătăm lumii cine sunt românii, cine suntem noi. Nu noi care suntem acum, cei care vin la Craiova și Decebal și care au parcurs toată această istorie. Deci suntem în curs să elaborăm acest proiect. Dacă reușim, vom încerca să arătăm lumii cine suntem. Adică ce am făcut și ce vrem să facem în continuare. Domnul ministru, lumea știe ce nu știu. Nu știu dacă știe. Vă spun eu acum, da. Le e frică. Nu știu, nu știu. Mie nu e frică. Nu am da. Vor să vadă. Exact, exact. Acum vreau să vă spun cum a schimbat lumea. Că multă lumea a întrebat, cum a schimbat lumea? Păi uite cum a schimbat-o. După ce l-am convins pe Ceaușescu că trebuie să intrăm la Fondul Monetar la Banca Mondială, m-am dus și un an de zile am negociat acordul de aderare a României la Fondul Monetar și la Banca Mondială. Ce ani? 1970-71. Asta e. Da. Asta e. Și după ce am terminat de negociat cu delegația fondului, unde am dus negocierea, negocierea am dus-o la București, pentru că mi-am dat seama dacă mă duc la New York sau la Washington, trebuie să vin de acolo să spun conducerii băncii, conducerii statului, ce îmi propun lui cei de la Fondul Monetar. Și am zis să vină. Și ei au venit aici. Și am discutat, un an de zile am discutat acest acord. Nimeni nu știa această chestiune. Pentru că nici n-am făcut niște mass media, nu s-au ocupat de această problemă. S-au ocupat, dar atâta cât a făcut ea. Și vreau să vă spun că după ce am terminat acordul, am plecat să semnez acordul. Și când am plecat și au ajuns primul mandat care mi l-a dat, ce se mi-a dus și mie de acolo după ce semnez acordul, 100 de milioane de dolari. Și eu când m-am uitat la el așa, bine, zic, în ce s-a dus, da. Și noi am adus și un dolar, ca să vă liniște, da. Și am plecat acolo și am discutat cu cel mai mare banchier al lumii, cu McNamara, care a fost șeful statului major al armatei americane în al doilea război. Și discutăm cu McNamara, eu mă pute pe mă opri, că... Da. Discutăm cu McNamara, la un moment dat, el a spus, zice, uite, ca să fac o mare plăcere, zice, am discutat în bordul băncii și întrucât am mai discutat pe parcursul analizei acordului, zice, tot bordul a fost de acord, se acordă României un credit de $1 miliard. Și eu când am auzit așa, m-a luat puțin de frisoane, zic, și ce putem să facem cu acest $1 miliard? Vă spun acesta mă nu, pentru că aici, la bază, stă o anumită politică pe care o ducea fondul, Banca Mondială și-a renunțat la ea, datorită mie. Da. Și zic, la ce putem folosi acest miliard? Zic, ce putem să faceți? Ce vreți? Spitale, școli, drumuri și așa mai departe. Da. Și pe urmă am reușit să ne plătim. Nu vreau să vă spun. Și nu, pentru ce pot să le trec? Pentru aceste obiective, drumuri, școli, spitale și așa mai departe. Și a spus, dom'le, dacă îmi vreau să fac o autostradă de la București la Suceava, mă costă $500 milioane. Dumneavoastră zic, cât timp îmi dați creditul? Și el spune, zice, vă dăm creditul pe 10 ani, 15 ani, cu 5 ani grație. Adică 10 ani nu plătim nimic. Plătim după aia numai dobânzile. Și după această chestiune, el îmi spune, zice, puteți să, dacă vă faceți aceste obiective, puteți să faceți și altele, dar tot din infrastructură. Și a spus, eu nu semnez niciun dolar. Asta este poziția unei țări.
pe care eu am prezentat la Revoluție, de ce? Nu, da, asta e o problemă pe care trebuie să știe lumea, pentru că lumea nu știe ce se treaba asta. Ați spus. Nu, nu, nu. Și tot discutăm cu el, zice, domnule, zice, infrastructură, niște credite pentru fabrici și uzine, pentru că avem nevoie în țară să industrializăm țara. Și el spune, zice, domnule, zice, eu am dat până acum sute de credite, dar zice, niciunul nu mi-a pus această problemă. Zice, eu am o instrucțiune aici, să vă dau credite pentru infrastructură. Și zice, timp de 30 de ani de zile, de când e vizitată banca, n-am schimbat o virgulă la această instrucțiune. Și dumneavoastră vii să schimbăm acum, să stăm și pentru altceva. Și zic, dom'le, asta este dorința noastră. Dacă vreți bine, dacă nu, oprim colaborare. Și s-a dus la bordul băncii și bordul băncii a spus, mi-a făcut o scrisoare după asta, zice, domnule ministru, am prezentat punctul dumneavoastră de vedere, zice, și o propunere dumneavoastră bordului. Și bordul a fost de acord cu dumneavoastră, nu cu mine. Domnul ministru, mulțumim foarte mult. Mulțumim, doamne, păi... Mai revenim. Nu ce să revenim, asta e o chestie care te știi. Vreau să vă spun, l-am schimbat instrucțiunea. Și instrucțiunea, pe lângă prețul din infrastructură, păi și prețul pentru obiective productive. Vă spun aceste amănunte pentru că asta e o chestie de politică. Te-a schimbat politica, bă, și... Foarte mulțumesc!